tu ai double take. Să merge? Mi-ai tu ai double take. Merge? În primul rând, bună ziua! Avem astăzi o întâlnire, după părerea mea, foarte importantă și proporțional destul de complicată. Astăzi vom stabili cadrul negocierilor pentru Brexit. Cadrul negocierilor, asta însemnând că ne înțelegem asupra liniilor directoare sub care se vor desfășura aceste negocieri. Și aici câteva lucruri pot să spun de pe acum. Pentru mine, cel mai important este să discutăm despre oameni. Oamenii sunt cel mai important lucru. Asta înseamnă pentru noi foarte concret românii care trăiesc în Marea Britanie și evident, aici putem să includem și pe britanicii care trăiesc în România, dar care sunt relativ mai puțini. Iar dacă extrapolăm la nivelul Uniunii, atunci vorbim aici despre cetățenii europeni care trăiesc, muncesc în Marea Britanie. Aceste lucruri trebuie clarificate primele, după părerea mea, și aceasta va fi poziția mea în cadrul discuțiilor pe care le vom avea astăzi. Acești oameni trebuie să știe ce îi așteaptă. Sunt milioane de europeni care s-au ghidat după libera circulație și-au stabilit reședința, și-au căutat și-au găsit locuri de muncă și trebuie să ținem cont de aceste chestiuni. Inclusiv trebuie să mergem nu doar de la drepturi de a munci și de la dreptul de reședință, inclusiv trebuie să mergem până, de exemplu, la pensii și trebuie să negociem aceste lucruri. Sau școală. Evident. După ce lămurim problema oamenilor, care pentru mine este cea mai importantă, trebuie să ajungem automat la a doua chestiune, care sunt banii. Oamenii, după aceea banii. Trebuie să stabilim foarte clar obligațiile financiare care rezultă din Brexit, cum se pot calcula, cum se pot stinge, fiindcă toată lumea are programe europene în derulare și pentru România acestea sunt extrem de importante. Sunt banii și pentru coeziune, sunt banii pentru agricultură și așa mai departe. Deci trebuie să știm foarte bine pe ce bani putem să contăm și la ce bani avem dreptul natural. Încă un lucru foarte important și voi insista asupra acestui aspect. Nu se poate să avem simultan de la început negocieri pentru ieșire și pentru situația de după. Deci relația între Uniune și Marea Britanie de după ieșire nu poate fi negociată simultan cu ieșirea, sau cum spunem noi mai nou, ieșirea ordonată. Așadar, atunci vorbiți despre o etapizare? Avem nevoie de o etapizare. Trebuie să începem cu ieșirea. Iar atunci când suntem lămuriți că s-a negociat destul de clar și lucrurile sunt bine lămurite, unii evaluează că ar fi posibil într-un scenariu optimist să se întâmple acest lucru până la sfârșitul acestui an, atunci să evaluăm am făcut sau n-am făcut progres suficient. Dacă am făcut progres suficient, putem de principiu să începem și negocierile pentru ce va fi după. Însă și unele și altele trebuie negociate în așa fel încât să fie excluse negocieri separate și negocieri sectoriale. Deci nu sunt de acord și vă spun acest lucru, nu sunt de acord să se negocieze sectorial. Nu sunt de acord nici să se negocieze bilateral. UE27 trebuie să fie unit, trebuie să negocieze cu o singură voce și rezultatul nu poate să fie unul pe bucățele. Așadar, toți pentru unul, unul pentru toți. Toți pentru unul, unul pentru toți și nimic
nu este agreat până nu se agrează totul. Ați adus aminte și despre bani, domnule președinte. În acest context știu că se va discuta și despre criteriile de eligibilitate pentru implantarea agențiilor europene. Noi suntem interesați în Agenția Europeană a Medicamentului. Dacă avem, știu eu, șanse? Nu cred că astăzi se va discuta mai mult decât niște generalități în ce privește agențiile. Aici statele interesate trebuie să vină cu oferte foarte concrete și aici cred că mai avem de lucru. Aici guvernul trebuie să-și facă temele mai bine și eu evaluez că undeva până la sfârșitul anului vom avea primele concluzii pe relocarea agențiilor, dar încă o dată aici chiar aștept de la guvern să-și facă temele, să propună un sediu, să propună condiții financiare și așa mai departe, tot ce trebuie pentru a fi o țară atractivă pentru agenție. Știți foarte bine că toate discuțiile despre Brexit merg mână în mână cu viitorul Europei, Europa cu două viteze, să spunem. Ați identificat o modalitate în care România să nu fie tratată ca țară de mână a doua, să nu fie în a doua viteză? Nu suntem tratați ca țară de mână a doua, dar sigur mai avem foarte mult de lucru până când putem să spunem că suntem realmente la același nivel cu nucleul Uniunii, acolo unde vrem să ajungem, dar noi avem această ambiție și cred că avem toate șansele să ajungem acolo. Mulțumesc!